Hei, te salut și bine ai venit la un video în care o să vorbim despre portofoliu. Și aici o să clarificăm care e treaba cu acest portofoliu și de ce am insistat de-a lungul timpului și de-a lungul întregului proces al carierei, al, întregului framework al carierei asupra acestui aspect. Portofoliu este un element foarte important. Da, Este un element care, practic, îți ia toată munca pe care tu ai făcut-o și o pui într-un loc. Un loc prin care tu te prezinți și un loc care, prin care tu îți arăți efectiv valoarea pe piață pe care o ai, da? În momentul de față, chiar spunea cineva cu care vorbeam recent, spunea, băi, în momentul în care intri pe piața muncii, ești un brand, ești o identitate, ești un individ care mai are și alți indivizi în această societate, da? Și în anumite situații va trebui să, hai să zic, să concurăm cu alte persoane. Și dacă ai nu știu, să zicem că în momentul în care te duci la un job, mai sunt și alte 10 persoane candidate pe acel post sau 100 de persoane candidate pe acest post, tu ai nevoie să te diferențiezi în fața angajatorului astfel încât să fii tu cel ales. Și cum faci asta? Făcând lucrurile într-un mod diferit față de ceilalți. Da? Deci portofoliu practic este un mod prin care tu să prezinți toată munca ta pe care ai realizat-o în ultimele luni, în ultimii ani, este un mod prin care tu să demonstrezi care este nivelul tău de expertiză, este un mod prin care tu ești validat din punct de vedere profesional în piață. Da, gândește-te! În momentul în care te duci la o anumită companie, compania respectivă, să zicem că este o companie de, de uh, website development, de app development, compania respectivă cel mai probabil are un site, iar pe site-ul respectiv, acolo sunt listate mai multe proiecte la care ei au lucrat, sunt listați clienții cu care au lucrat, sunt listate companiile care au colaborat cu ei și, bineînțeles, sunt listate și anumite, anumite mărturii, anumite testimoniale, anumite păreri din partea acestor clienți, pentru că, până la urmă. Totul este, aici este vorba de încredere. Da? Și portofoliul te ajută să, să obții un nivel mai încredere, un nivel mai înalt de încredere. Angajatorul sau, sau clientul să aibă mai multă încredere în tine printr-o dovadă. O dovadă a expertizei tale, o dovadă socială prin ceea ce spun alții. Da? Și atunci portofoliul te va ajuta cu toate acestea. Motivul pentru care un portofoliu este important e că te va face diferit. Te va face diferit în piață te va face diferit în, 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 momentul în care mergi în fața angajatorului și portofoliu o să-ți ofere un mod prin care tu să-ți vezi progresul de-a lungul timpului. Imaginează-ți un lucru la care o abilitate sau un lucru pe care îl faci în momentul de față, la școală, la job, la undeva, din punct de vedere profesional și nu numai, în care acum te consider bun, în care acum te consider, bă, chiar mă pricep la chestia asta, sunt foarte tare. Și acum imaginează-ți momentul în care ai început. Cum erai la început? Erai poate așa. Nu erai bun, nu erai la fel de bun precum acum, da? Și de-a lungul timpului tu ai evoluat. Ei bine, imaginează că acest portofoliu este un track record, este un mod prin care tu poți să memorezi și să arăți efectiv Etapele prin care ai trecut de-a lungul timpului și să se vadă acest progres. Ăsta este scopul portofoliului. Să se vadă progresul, să se vadă nivelul la care ai ajuns acum și să te ajute de acum și în viitor. O să vorbim despre chestia asta imediat. Nu este o chestie pe care o fac acum și apoi o uit, este o chestie pe care o fac acum de-a lungul vieții mele, pentru că. În funcție de steaua nordului pe care ți-ai setat-o, la un moment dat o să apară foarte multe oportunități de-a lungul acestei aceste călătorii ale tale. Poate la început începi cu o firmă mică și lucrezi la o companie super mică de 10 oameni, 15 oameni, 20 de oameni și de-a lungul timpului poate ajungi prin repetate rânduri, repetate încercări, repetate progres, un progres real de-a lungul timpului în cariera, abilităților, a performanței, poate vei ajunge să lucrezi la Google. Și cum ar fi să ai absolut totul documentat? Toate? Proiectele la care ai lucrat, toate site-urile pe care le-ai construit, codul la care ai lucrat tu în ultimii 10 ani, să spunem, că faci, să spunem, că ne uităm în viitor și apoi în spate și au trecut 10 ani de când faci IT. Toate astea te vor ajuta extraordinar, extraordinar de mult în momentul în care vei merge și vei dori să te angajezi la o companie mare sau în momentul în care vei dori să treci pe o zonă de freelancing sau de consultant. imaginează asta când vii în fața clientului, ai și recomandări și uite uite lucrurile pe care le-am făcut eu de-a lungul timpului. Da? La asta se, se rezumă acest portofoliu. Și să nu uităm că suntem în etapa numărul 4. Da? Iar această etapă, numărul 4, din întregul framework al carierei despre care am vorbit în cadrul acestui curs, la începutul cursului, conține trei elemente importante. Conține primul element care are de-a face cu compunerea acestui portofoliu, despre care o să vorbim în mod special în capitolul numărul 2. Și aici, acest portofoliu este alcătuit din proiectele pe care le-ai dezvoltat de-a lungul timpului. Scopul este ca proiectele să fie din ce în ce mai complexe și tu să, do să dobândești abilități noi de la un proiect la altul. Apoi, după această etapă, te vei pregăti de interviu. Proiectele te pot ajuta să te pregătești de interviu, te pot ajuta să dobândești abilitățile noi. Și pregătirea pentru interviu are de a face atât din punct de vedere human skills, cât și din punct de vedere hard skills. Aici scrie soft skills, dar este de fapt hard skills, abilitățile umane și abilitățile tehnice. Da? Și foarte important să te pregătești din acest punct de vedere pentru a avea succes în cadrul interviului. Human skills, mă pregătesc cum mă prezint pe mine, ce știu de companie, ce își doresc ei, ce-mi doresc eu, hai să vedem cum există un match între cele două și pur și simplu să-mi clarific și să-mi fie super clar mie care este steaua nordului și a companie ce își dorește și cum eu pot să-i ajut și să-i servesc. Dar asta e mai mult la nivel de claritate asupra mea și asupra ce vor ei și apoi pur și simplu o discuție amplă pe baza asta să vedem dacă există un nivel de, de intersecție între cele două. Pentru că, odată ce te duci la o companie, ei te recrutează pe tine, dar și tu îi recrutezi pe ei. Să nu uiți asta. Și pe partea de, de hard skills, aici e mai mult de abilitățile tehnice, cât de tehnic, C care e nivelul abilităților tehnice pe care le ai tu în momentul de față și ce lucruri noi ai de îmbunătățit ce stil de interviu există și efectiv partea tehnică de răspuns la întrebarea de pe care o ai de, de uh, îmbunătățit. După care aplici la job și folosindu-te de acest portofoliu și folosindu-te de CV-ul pe care îl vei construi, o să vorbim, o să vorbim mai multe în următoarele videouri și în mod special în cursul de angajare în IT, pentru că acolo insistăm foarte mult pe partea de CV, pe partea de pregătirele de, de interviu și pe întregul proces, da? Asta o să te ajute să fii diferit, asta o să te ajute să mergi la următoarea etapă și să câștigi foarte mult timp și să zică oamenii: "OK, te vreau pe tine." Da? Te vreau pe tine pentru că ești altfel. Marea majoritate vin cu CV-ul, trec 2-3 skill-uri acolo pe care probabil nu le au, dar uite, tu mi-ai demonstrat că ai abilități. Am văzut proiectul la care ai lucrat, am văzut link către codul pe care l-ai scris, am văzut link către proiectele pe care le-ai și -a. apropo, ai și un website propriu în care ai văzut. Foarte tare, felicitări! Hai să vorbim mai multe pentru că îmi parcă ești o persoană diferită, mai deschisă la, minte și mai axată pe lucruri, pe a face lucruri diferit. Și asta atrage foarte mult. Nu uita, abilitățile tehnice le înveți, da? Marea majoritatea companiilor mari au proceduri, au traininguri interne și odată ce intri acolo ai un proces foarte clar de induction, de onboarding în care ei te trec printr-o perioadă de 60 de zile, 90 de zile și te pregătesc cum ai tu nevoie să fii. Tu ai nevoie să, să, să le arăți că ești o persoană deschisă, care învață, care îi place să învețe, care a făcut, a depus un efort personal pentru a ajunge până într-un punct, astfel încât ei să-ți acorde încrederea și să te ia în echipă și să-ți acorde încrederea că tu vei putea să livrezi. Ceea ce vor cere ei și tu, asta ai de făcut, practic. Să demonstrezi că ești capabil să livrezi ceea ce vor cere și nu ești capabil neapărat din punct de vedere tehnic și ăsta e un aspect important, dar ești capabil din punct de vedere al rațiunii, al logicii, al modului în care rezolvi problema, al modului în care te raportezi la problema, al modului în care comunici, al modului în care lucrurile îți sunt clare, ești asumat în proces și vrei într-adevăr să aduci un rezultat în plus. Vrei să aduci contribuția ta în cadrul acelei companii, vrei să aduci să crească și în același timp vrei să crești și tu. Dacă vii cu un astfel de mod, cu astfel de abordare, în mod cer compania respectivă, te va accepta pentru că o să vadă că tu ești diferit. Marea oștia de oameni nu fac asta, iar dacă tu faci asta și o faci din pură intenție, din bunătate și într-un mod, băi, da, chiar sunt așa, atunci o să câștigi. Am vorbit despre ce este portofoliu, am vorbit despre de ce este important acest portofoliu și acum să vorbim despre noua eră digitală, noua eră în care suntem. Marea majoritatea a lucrurilor pe care le facem acum sunt digitale și așa vor fi și de acum în viitor, da? chiar dacă va fi un, o zonă hibridă în care poate să mergem și la birou, să fim și de acasă sau din altă parte. E foarte important ca acum să fim diferiți pentru că o să apară tot mai multe persoane care vor fi interesate de acest domeniu. Trendurile, lucrurile, toate arată că domeniul IT crește, digitalizarea și nevoie de digitalizare este tot mai mare, la un nivel tot mai înalt și atunci tot mai mulți oameni vor învăța aceste schiluri digitale, tot mai mulți oameni vor dori să intre în acest domeniu, tot mai multe companii axate pe partea digitală vor apărea și atunci au nevoie de specialiști. Și tu ai nevoie să te, să te diferențiezi în mod special dacă vrei să ai un nivel de trai mai înalt, dacă vrei să câștigi un venit mai mare și dacă vrei să ai parte de oportunități noi. Nu uita, nu este vorba doar de o piață românească, este vorba de o piață globală. Putem să avem persoane care, nu știu, care vin din India în România să lucreze sau sunt acolo și lucrează pentru companie de aici. Tu ai nevoie să demonstrezi că ești diferit în acest context, iar portofoliul te poate ajuta pentru că este dovada faptului că tu ești într-un anumit fel, ești asumat și arăți anumite abilități, anumite abilități și un nivel de asumare cum rar găsești. Portofoliul, după cum îți spuneam, este o chestie care începe de acum și merge până în viitor. Nu se termină. Și asta este un avantaj și în același timp un dezavantaj despre care o să vorbim un pic mai încolo mai multe. E important să, te uiți în spate, să vezi ce ai dezvoltat, să le iei pe toate, să le agrești, să le pui într-un punct și apoi e important ca odată la o lună, la trei luni, în mod constant să-ți să -ți dezvolți acest portofoliu, să-l documentezi, să adaugi proiectele noi la care ai lucrat și să-l dezvolți continuu pentru a-l folosi în mod constant. Indiferent că e vorba de CV-ul tău, indiferent că e vorba de profilul de LinkedIn, indiferent că e vorba de site-ul tău, este foarte important să faci acest lucru. Și o să vorbim în capitolul 2 mai multe despre treaba asta. O să vezi acolo cum persoane de-a lungul timpului, deși poate au început în 2010, în 2013, în 2015, și-au documentat progresul și-au arătat tot mai multe lucruri pe care ei le-au construit de-a lungul timpului să ajungă astăzi într-un punct în care se bucură probabil de libertate de a fi freelancer. Libertatea de a fi antreprenor, libertatea de a lucra la companii foarte mari în care poate nici nu au visat vreodată. Da? Și cu asta te poate ajuta portofoliu pe termen lung. Cam atât despre zona aceasta de portofoliu. Sper că ți este clar și sper că ți-ai identificat lucrurile care sunt importante pentru tine. Și chiar asta te invit să faci, să comentezi în secțiunea din acest video, să spui, băi, de ce este important portofoliu pentru tine? De ce alegi să faci portofoliu? Cum crezi că te poate ajuta pe tine? Și chiar te invit să, să scrii asta în secțiunea de comentariu de mai jos. De ce ai ales să faci asta și îți doresc mult succes! Acum pe final de video te întreb, vrei să faci reconversie profesională și să te angajezi în domeniul IT? Poate te-ai săturat să treci de la un tutorial la altul, să faci o grămadă de cursuri gratuite, cursuri plătite pe diferite alte platforme și totuși nimic să nu-ți Înțeleg foarte bine pentru că știu exact cum este, de 14 ani fac IT și primii ani de IT au fost foarte, foarte grei. Tocmai pentru că nu aveam cu cine să mă sfătuiesc, făceam tutoriale, mai urmăream câte un curs, dar lucrurile nu îmi ieșeau. Nu aveam un drum clar, nu aveam o siguranță că ceea ce fac mă duce cu adevărat la un rezultat predictibil. Și până la urmă poate îți dorești să lucrezi în domeniul IT, poate ești plecat din țară și vrei să te reîntorci în România. Poate îți dorești mai mulți bani și să ai parte de un job flexibil și un timp al tău în care să poți să-ți faci programul mai după voia ta și mai mult decât atât să câștigi un salariu, cum este media în România, de cel puțin 9000 de lei pe lună. Dacă lucrurile astea ți se pare interesante și vrei să faci acest pas spre domeniul IT, atunci știi ce te invit să faci? Să apeși pe linkul de mai jos și să programezi o conversație pe Zoom cu mine în care să stăm un pic și să discutăm mai multe despre ceea ce îți propui tu în momentul să faci, unde te afli și să vedem dacă te pot ajuta prin programul de mentorat pe care îl organizez în momentul de față pe partea de securitate IT. Linux, rețele și securitate cibernetică. În cazul în care asta sună bine pentru tine, apasă pe linkul de mai jos, programează o discuție cu mine și abia aștept să te cunosc.